Alături de Luca, nepotul ei, Maria Osaina a pășit pe culoarele școlii ca un semn al continuității generațiilor. A adus câteva fotografii îngălbenite unde se văd părinții aviatorului, sora lui Valeria, dar și casa părintească din satul care cândva se numea Binținți, rebotezat după renumitul aviator. Veșnic el zbura în curte cu brațele, vreau să zbor, 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 hai porumbei, și zbura cu porumbei, porumbei după el. Și a ajuns să construiască acest avion. Maria Osain ne arată alte două fotografii, cu tatăl ei Toma și cu fratele ei Alexandru. Tatăl nu a vrut să se înscrie în Partidul Comunist și nici în Cooperativa Agricolă. Au fost arestați și el și fiul său. Și Maria a avut de-a face cu securitatea. Tata a zis, nu-mi vând neamul. A suferit foarte mult și a zis, el rămâne un român al țării românești și a celorlalți care îl urmăm. Iar pe mine m-a bătut 12 ore la securitate, dar m-a luat de la școală, eram la școală, eram elevă. Când am ajuns acasă, mi-a deschis mama ușa și a zis, pe cine căutați? Și am zis, mamă, eu sunt. Eram umflată de bătaie. Istoria are propriile lecții de viață pentru noile generații. Am înțeles că orice ar fi, trebuie să lupți cu toată puterea ta și să lucrezi cât de mult poți în domeniul ales ca să ajungi unde îți dorești. Vreau ca să fie cunoscuți eroi aviației române, pionierii aviației române. În ziua de 23 noiembrie 1923 au fost primele cursuri în această școală. Cel din tâi director, Bartolomeu Popescu, avea un frate care fusese la rândul lui mecanicul lui Aurel Vlaicu. De la fratele său a venit ideea ca această școală să se numească Aurel Vlaicu. Și iată că de un secol încoace, spiritul ilustrului aviator a dăinuit între acești pereți. Acest spirit trebuie să-l avem mereu și este spiritul Colegiului Național Aurel Vlaicu. În Colegiul Național Aurel Vlaicu învață peste 800 de elevi.